Timișoara va intra într-un amplu proces de regenerare urbană care va revitaliza piețele istorice și spațiile publice. Piața Victoriei se va transforma într-un spațiu public modern cu design unitar și cu amenajări peisagistice noi de calitate. Primăria Municipiului Timișoara vă invită la o incursiune în Timișoara viitorului, vineri 31 mai la ora 17.30 în Piața Victoriei numărul 1. Va fi vernisată o expoziție cu planșele proiectului câștigător al concursului internațional de soluții lansat de Primăria Municipiului Timișoara anul trecut împreună cu cu ordinul arhitecților din România și cu sprijinul filialei teritoriale Timiș. Expoziția va fi deschisă în perioada 31 mai 31 august și va putea fi vizitată de joi până vineri între orele 17:20, iar sâmbătă și duminică între orele 14:20. Proiectul câștigător prezintă o viziune a coexistenței armonioase a vieții urbane contemporane cu natura, conservând configurația spațială a pieței și imprimând totodată o notă contemporană. Piața Victoriei face parte din culoarul de trei piețe centrale din Timișoara, alături de Piața Libertății și Piața Unirii. Aceasta nu a avut parte în ultimele trei decenii decât de intervenții mici, reparații sau amenajări minore. Primăria Timișoara dorește ca cea mai importantă piață a orașului să fie pusă în evidență după modul marilor orașe europene, cu respect față de istorie și patrimoniu, cu spațiu pentru oameni și cu amenajări vers generoase. Promenadele, monumentele și elementele simbolice ale pieței vor fi protejate, conservate și puse în valoare.